În anul care s-a scurs, actuala guvernare nu a rezolvat nicio problemă economică, nu a reușit să combată câtuși de puțin crima economică, corupția și contrabanda, în special cea cu țigări, nu a reușit să deschidă niciun loc de lucru nou, nu a reușit să diminueze ritmurile migrației cetățenilor Republicii Moldova pe motive economice, nu a reușit să stopeze presiunile reprezentanților organelor de anchetă împotriva mediului de afaceri, care sunt terorizați în continuare de cei care estorchează bani, arătându-și legitimația de la oamenii de afaceri, ca aceștia să poată să activă. Așa stând lucrurile, cred că votul de blam care s-a exprimat în cadrul referendumului de ieri va pecetlui soarta învingătorilor de ieri și va pregăti iremediabil eșecul în cadrul alegerilor parlamentare a tuturor celor patru componente a Alianței pentru Integrare Europeană.